Orientul Mijlociu devine o destinație turistică tot mai atractivă. Locuri precum Dubai oferă multe atracții turistice, iar în ultimii ani tot mai multe persoane aleg să-și petreacă vacanța aici. Pe de altă parte, alte țări din regiune, precum Arabia Saudită, sunt mult mai stricte în ceea ce privește turiștii. Situată în vecinătatea Golfului Persic și a Mării Roșii, Arabia Saudită este o țară fascinantă, dar foarte diferită de statele occidentale. Dacă plănuiești o vizită sau vrei să-ți faci vacanța aici, trebuie să cunoști dinainte regulile pe care trebuie să le respecti. Iată câteva lucruri pe care trebuie să fii atent și pe care nu trebuie să le faci în această țară. Carnea de porc este interzisă. Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că în Arabia Saudită nu vei găsi carne de porc. Fiind vorba de o țară musulmană, populația de aici nu consumă carne de porc. Așadar, în niciun magazin sau restaurant de aici nu vei găsi astfel de carne, iar toate celelalte feluri de carne trebuie să fie halal. În Arabia Saudită, afișarea corpului în public e ilegală. Orice femeie care călătorește în această țară trebuie să știe că legea interzice complet purtarea de haine care lasă corpul să se vadă. Mai mult, femeile sunt obligate să poarte hijab, un val care acoperă fața, lăsând doar ochii la vedere. Distracția este limitată. Dacă vrei să te distrezi, să știi că nu vei putea merge la cinematograf sau teatru. În Arabia Saudită, orice formă de divertisment este cenzurată, iar cinematografele sunt inexistente. De asemenea, dacă îți dorești o vacanță presărată cu petreceri, Arabia Saudită nu e recomandată. Alcoolul e interzis aici și dacă ești prins consumând așa ceva, poți ajunge la închisoare. Pe aeroport, vameșii controlează atent toate bagajele pentru a se asigura că nimeni nu intră în țară cu alcool. Dacă ești pasionat de fotografie, ai grijă unde și la ce faci poze. Trebuie să știi dinainte că fotografiatul în stradă este restricționat. În Arabia Saudită nu vei vedea vreo femeie la volan. Activitățile pe care le pot face femeile sunt strict limitate, iar șofatul nu este permis. De asemenea, dacă ești femeie, nu ai voie să ieși singură în public, iar femeile necăsătorite nu se pot întâlni cu bărbați necăsătoriți, chiar dacă sunt însoțite de prietene. Cu excepția familiei, întâlnirile între persoane de sex opus sunt interzise. Câinii și pisicile nu au ce căuta aici. În anul 2006, autoritățile din Arabia Saudită au interzis vânzarea de câini și pisici. Musulmanii conservatori disprețuiesc câinii considerându-i murdari. Mai multe îi consideră că avea un animal de companie este un obicei occidental, precum mâncarea fast food sau muzica pop.